plecat la PAOK și era antrenor Belloni. Te știai cu Belloni? Nu. Nu te știai? Nu. Belloni a avut... La el te-a cerut oarecum la PAOK? Adică el te-a dorit? Belloni avea nevoie de jucători la PAOK și avea nevoie de jucători buni și ieftini. Ba, și tu erai și liber, nu? Da. Adică n-au dat niciun bani pe tine. N-au dat nimic, nimic. Suma era contractul tău. Cum ar fi. Exact. Și la un moment dat, domnul Belloni are și el relații peste tot. Și a auzit de tine și... a cerut recomandări de la Victor Pițurca. Ok. Și a spus ce fel de jucători sunt și m-a vrut neapărat la echipă. Și am venit acolo și mi-a spus doar atât. Pe mine cu asta m-a câștigat înainte de a vorbi de bani. Ce, Costin, am auzit despre tine, îmi place, știu ce jucătorie și îmi place și am nevoie de tine la echipă. Dacă voi rezolvați, te aștept cu mare drag. Am nevoie de tine la echipă.